Vă salut, dragi prieteni! Tocmai ce am terminat de făcut curățenie în adăpost, la toți, mai puțin la astea care au fătat acum ultimile. Haideți să vedeți ce minune se întâmplă acum la mine. Vedeți această femelă care își pregătește cuibul. Este o femelă foarte, foarte dragă mie, care din luna septembrie am început să o montez într-una și nu a prins niciodată. Am vrut de foarte multe ori să o tai, dar ceva m-a făcut să mai încerc. Cred că am montat-o de vreo 10-12 ori, prieteni. Să ne putem da un pic seama ce înseamnă ureașul german și răbdarea. Se pare că în sfârșit femeia a prins, își face cuibul, adună în gură, este împotată cum a spus de la domnul Bela. Haideți să deschidem un pic și boxa. Este o femeie foarte, foarte bună, care mie mi-e dragă tare de tot, cu păr grozav pe ea. A fost și arbitrată, n-a fost într-o formă foarte bună, dar puișorii care o să iasă din ea și din mascul, eu zic că o să fie ceva bun. Femelă grea, către 9 kg. Schimb, acum nu e năpârlită complet. A fost într-o formă foarte, foarte bună în noiembrie. Nu mi-a prins niciodată, prieteni, și iată că Dumnezeu după 10-12 monte, nici nu știu, a trebuit să calculez în caiet, în agenda, să văd câte monte am făcut. Am montat-o și cu austriacul și cu campionul și cu toți masculii. Nu a prins, dar iată că monta din 25 martie. În 25 martie a fost montată cu masculul de la domnul Bela. Am zis să fie ultima, dacă nici așa, atunci chiar o și tăiam. Care este ideea acestui clip? Perseverență și răbdare, prieteni, la uriași și la iepuri în general și la animale, pentru că altfel nu o să reușim niciodată. Niciodată nu-i totul pierdut. Dacă avem suficientă răbdare și avem bună dispoziție și puțină credință, uite că se poate. Acum sper să și fete în pace, să crească pui, să fie o mamă bună, pentru că doi că la ea n-am, ar fi ultima care trebuie să fete, deși femeia de la Neaurel își face cuibul. Sunt încă 4 femele confirmate care își fac cuibul, prieteni. Ar fi bătrânica de la Neaurel, asta, supraviețuitoarea, și asta mare de jos. Cum i-am pus aștenutul, cum a cărat în colț, femeia mea de ianuarie, e cu austriacul. Supraviețuitoarea nici măcar nu mai știu care cum le-am montat. Am agenda aici. Totul este sub control, scris frumos. Supraviețuitoarea este tot cu masculul de la domnul Bela, pe 20. Vedeți femeia ce e 14 cu Bela pe 25 a 3-a. Cușca 24 cu austriacul și spaniola cu campionul. A fătat și vicecampioana, v-am arătat, tot cu campionul de grifier. Nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc bunului Dumnezeu, prieten, pentru sumedenia de pui care o am deja și cei care mai urmează. Pe unde te uiți e plin. Uitați-o și pe asta, tot timpul mărunțește. Tot timpul ea în gură mărunțește, cară. Dar asta, după ce am băgat aștenutul și m-am uitat, credeam că e supraviețuitoare. Făcut un pas în spate să mă uit, nu-mi venea să cred. Dar uitați că se poate, prieteni. Opa, aici ceva nu e în regulă. A început femeia să fugărească puii. Doica, nu-i voie, mamă. Cred că umblă după montă. Gata, nu-i voie. Puișorii sunt destul de mari, cred că undeva la 2 luni și ceva. Să vedem ce vârstă exactă au, că dacă îi boate o să-i înțărc. Nu lasă-i nenorocească, pentru că sunt din austriac. Și am nevoie de puii ăștia. Deci, prieteni, ia uitați, e nervoasă. De când am făcut curat alotă naiba. Haideți să încerc să-i calmez cu un pic de lucernă verde, să vedem ce se întâmplă. Poate se liniștesc. 100% femeia umblă după mascul. Ia treceți, bă, voi și mâncați acolo și lăsați cearta. Așa, fiecare. Ăștia sunt puișorii din asta mare, mare de aici. Au avut aproape 10 kg înainte de fătare. 4 bucăți și unul din supraviețuitoare și campion. 4 de la asta și din Austria, vă dați seama că am nevoie de puii și azi niște urechioși frumoși. Nu i-am verificat încă.
o să-i verific în cel mai scurt timp pentru a cere încă o serie de numere de la asociație. Ar fi a treia serie pe anul ăsta și probabil va mai urma una pentru ăștia mici care sfătați de curând. Sunt 5 aici, 8 și cu 7 din curte 15 și cu 4, 19. Și dacă mai face și astea 4, Doamne ajută, are și burtă, se vede că se lasă burta. În sfârșit a prins, prieteni, după 12 monte. Sper să iasă niște puișori grozavi și așa din masculul de la domnul Bela n-am mulți. Ia și cu supraviețitoare acum. Supraviețitoare a făcut un păr, prieteni, grozav, a năpârlit. Este o femelă imensă și cu asta m-am chinuit foarte mult ca să ajung așa cum o vedeți acum. Hai la tata. Uitați-o cât e de mare. Haide. Ce purtoi mare are, pui mulți. Nici asta n-a terminat de năpârlit. Sper să aibă lapte. Oricum. Le dau lucernă pălită. Frunze de astea de păpădie pălite. De la astea fac lapte. Ia uitați-o și pe asta. Cum își cară, cum își angură. O, Doamne ajută, prieteni. Pui mulți și mai urmează. Să ajute Dumnezeu la toată lumea. Să avem de unde face selecții. Ce-i, mă? Stai un masculaj din Austria acoperit. Încă n-a aruncat părul ăla. Hai, mă. Seamănă un pic cu taică-s-o. Să ajute Dumnezeu la toată lumea, prieteni. Să obținem cât mai mulți pui. Să avem. Să avem pentru selecții și pentru tot ceea ce avem nevoie. O las în pace pe femeluță să-și lucreze la cuib în pace și liniște. Ia uitați cum i-am calmat pe ăștia. Un pic de verdeață și o uita de bătăi. Asta e ultima roabă care o mai car. Trebuie să fac un pic și afară. O să merg să-mi aduc vreo 20 de balos de fân. Ia uitați și pe ăștia cum s-au înghesuit acolo. Tot din Austria. Plin de puișori, prieteni. Răbdare, răbdare, trebuie multă răbdare, dragi prieteni, la iepuri. Cam atât cu acest clip. Multă sănătate tuturor, Doamne ajută!